În doar câteva ore, 16 taximetriști din capitală s-au ales cu procese verbale pentru diferite încălcări. Inspectoratul Național de Patrulare, în comun cu Agenția Națională Transport Auto, au demarat operațiunea taxi pe întreg teritoriul țării. Taximetriștii au fost opriți pentru nerespectare limitei de viteză, neacordarea priorității pietonilor, nerespectarea indicatoarelor rutieri și trecerea la culoarea roșie a semaforului. Menționăm că de la începutul acestui an, pe teritoriul țării au fost înregistrate 25 de accidente rutiere comise din vina taximetriștilor, soldate cu două persoane decedate, iar altele, 34, s-au ales cu diverse leziuni corporale. Totodată, în perioada menționată, peste 440 de taximetriști au fost sancționați contravențional pentru diferite abateri de la legislație. Operațiunea taxi se va desfășura până la finele lunii curente.